Ariciul care a salvat lumea Salut, dragilor! Eu sunt Nicu, dar probabil ați auzit de mine. Cum? Nu ați auzit? Nu ați văzut emisiunea Aricii și întâmplările lor? Ce trist! Atunci, cred că trebuie să vă pun la curent cu cele întâmplate. Cum am mai spus, eu sunt Nicu, un Arici ca oricare altul. Săptămâna trecută, în fața vizuinii mele, m-am trezit cu un morman de peturi și cu patru stași plini de gunoi menajer. Ușor speriat, am mers să intre pe vecinii mei, veverița -Rița și castorul Bombănici, ce s-a întâmplat. Ehei, măi vecine!" a început să vorbească dezamăgi castorul. Oamenii nu se mai satură să facă mizerie!" A venit aseară o gașcă de băieți care au vrut să se joace fotbal, iar după ce au terminat au lăsat tot ce nu le mai trebuia în urmă. Da, da, aprobarita, uite de la ce ne-au făcut pădurii noastre. Au tăiat jumătate din copaci pentru a se juca liniștiți, iar fiindcă nu era de ajuns, mi-au mi invadat scorbura. Acum este plină de gumă de mestecat și de ambalaje de la niște bomboane. Of, nu înțeleg. De ce să vrei să faci rău? Nu știu, a răspuns Ariciul și a plecat spre casă. Icu era dezgustat de priveliștea pe care o avea acum, așa că a început încet încet cu ajutorul țepilor să strângă gunoiul. În jumătate de zi a reușit să-l adune pe cel din fața casei, iar în cealaltă jumătate i-a ajutat pe vecinii lui să facă curat. Următoarea zi au început să pună semne pentru a-i atenționa pe viitorii turiști să arunce resturile la coșul de gunoi, că de aceea este denumit așa. Vedeți, copii? Așa am ajuns eu să am grijă de natură și poate chiar să salvez lumea. Voi trebuie să strângeți de fiecare dată când faceți mizerie, pentru ca noi să nu fim nevoi să trăim într-un mediu poluat. Nu uitați să vă abonați, să dați like și share pentru a fi la curent cu postările noastre. Pe data viitoare!